Muzica este cea care pulsează în sângele întregului popor, iar astăzi cunoaștem un instrumentist de la noi din țară, cunoscut și în întreaga lume. Este Adam Stângă, trompetistul care se trage din rădăcini de lăutari. Da. Muzica folclorică a prins rădăcini în Moldova chiar de la începuturi. A știut să-și facă o cale în sufletele noastre și să formeze istorie. Cel căruia i s-a transmis această valoare nemărginită este virtuozul trompetist Adam Stângă, fiul lăutarului bine cunoscut în zona de sud a țării, Toader Stângă. Ca și toți copiii, ne alergam și ne jucam și unii s-auză muzică, acolo plecam și noi, nu? Acolo alergam. Noi cântau părinții, eu nu am început umbla cu ei. La sărbători, alături de muzicieni care erau mai în vârstă decât noi, care astăzi nu mai sunt. Și cu muncă ajungi unde vrei să ajungi. Deși tatăl acestuia cânta la vioară, copil fiind, Adam a fost cucerit de trompetă. A început să studieze acest instrument la vârsta de 13 ani, iar tehnicile de bază i le-a oferit chiar verișorul său. În casă erau mai multe instrumente, dar... Tata era șef de trupă și când veneau toți muzicienii, veneau la noi înainte de pleca la o sărbătoare. Normal, că ca un copil mă jucam la fiecare instrument. Da. Și să vedem că asta mi-a plăcut cel mai mult. Prima apariție în scenă a avut-o când își făcea studiile la școala din localitatea natală și cânta în orchestra de copii Ghiocei. Părinții l-au susținut și îndrumat în tot ceea ce face. Fiecare părinte își dorește binele pentru copilul lui. Cred că și el tot așa vrea ca copilul să ajungă cineva, să cânte, să fie un artist. De atunci, în anii aceia, nu prea fiecare devenea un artist. Eu, dacă vin din familie de muzicanți, de lăutari, cred că asta a fost pentru mine un destin, că eu să urmez faptele care le-au făcut părinții mei și străbunii mei. A fost remarcat ca unul dintre cei mai buni studenți de la Institutul de Arte, iar asta i-a și deschis ușile către faimoasa orchestră lăutarii. Ulterior, Adam Stângă a ajuns să colaboreze cu orchestrele folclorice Mugurel, Busuioc Moldovenesc, Barbu Lăutaru și Ansamblul Joc. Când eram eu student pe orchestra, era una dintre cele mai bune orchestre din țară. Toți își doreau să cânte în această orchestră, conducută de maestru Nicolae Bodgros, pentru că acolo care au lucrat, care au studiat în orchestră lăutare, tot a fost ca o școală pentru toți muzicanții de muzică folclorică. Este caracterizat prin autenticitate, valoare, repertoriu de preț, tact și sinceritatea prin care cucerește publicul. Viața de artist i-a permis să adune în calea sa prieteni adevărați și nume notorii. Am mers prin viață, făcut cunoștință cu diferiți muzicanți. Rămâne o istorie pentru tânăra generație, să nu merg doar câțiva, Petrică Frică Oțanu, Ion Buldume, regretatul Valeriu Hanganu, care am lucrat împreună. Și mulți alți instrumentiști, Petrică Baranciuc, Petrică Rotaru, Oleg Antic, mulți instrumentiști care sunt de valoare. Acum, plecând prin lume, am făcut cunoștință cu diferiți muzicanți din diferite talii, diferite genuri, muzicanți de muzică clasică, de muzică jazz, cu regizori din toată lumea, cu dirijori de orchestră, același Alan Bjorn, mare pianist care la 9 ani cânta concertul de Schumann cu orchestra simfonică. Asta este un geniu pentru muzica clasică. Un moment deosebit în viața maestrului a fost ocazia de a participa la coloana sonoră a filmului Pamlecina-mi un puțin, în regia celebrului Emir Custurița, în care rolul principal l-a jucat fermecătoarea actriță Monica Bellucci. Dumnealui a vrut așa pentru că stilul ăsta care era tot venea undeva de la țară, tot merge acolo viața lor și activitatea lor care mergea, după care se începe războiul. Bineînțeles că mă sunt onorat pentru invitația care mi-a făcut. Pe lângă acest proiect, trompetistul a fost remarcat de către celebrul compozitor Alan Byrne, care a format o reuniune internațională a 14 muzicieni din toată lumea, printre care s-au numărat Adam Stângă și Marin Bunea. Proiectul a fost foarte interesant pentru că au fost muzică documentară, au fost evenimente care au muzica dispărut în timpul al doilea război mondial, minoritățile evrei, așa cât și romii care au fost împușcați, au fost duși prin exil. Asta a fost un proiect documentar, practic, care a fost finanțat de Uniunea Europeană 7-8 ani de zile. De o viață merge la braț cu muzica folclorică. S-a consacrat acestei meserii și a reușit să adune în palmaresul său nenumărate realizări, iar astăzi se mândrește cu roada muncii sale. Dacă o faci cu dragoste, se primește frumos. Dacă o faci cu suflet, se transmite la suflet. Eu cred că altă noțiune nu poți să-i dau.
nu poți să dau la această mână.